Căuți o aplicație în PayPal să câștigi bani în mod gratuit, nu uita de un mare like și nu uita că în descriere găsiți grupul de Telegram. Aplicația de astăzi este disponibilă și pentru Android și pentru iOS. Practic, jocul se numește Boom Battle Online PvP. O să vă lăs linkul să ajungeți direct la aplicație, Android sau iOS după caz. Trebuie să știți foarte bine cu această aplicație, urmăriți toți pașii pentru a nu comite diverse greșeli. La final o să mai vedem, o să retragem de pe o anumită platformă care avem aici, care o știți și voi. Avem deja minimul să mai retragem încă o dată, dar asta o să vedem pe parcurs. Bun, instalați aplicația pentru Android sau iOS. Trebuie să știți niște pași foarte esențiali după ce vă faceți cont, pentru că nu o să vă afișeze nicăieri cum să începi să câștigi bani. Poți să începi să te joci, reclamele sunt foarte scurte și sunt foarte rare, adică le găsești doar după ce termini un meci. În timpul jocului, practic, de joci cu alți participanți, câștigi bani, aduni monede și tot așa mai departe. În prima fază, trebuie să mergi să-ți activezi contul, te duci pe secțiunea Invită. Aici o să-ți adaug codul meu, care este J4835SVR, care îl adaugi fix aici și o să primești în total 1800 de puncte. Activezi contul, foarte important să activezi contul. Prima dată trebuie să aduni, să faci un turneu, să câștigi tu niște cupe și după aceea trebuie să la 7 sunt vârst de roata norocului de 7 ori în care o să ai și reclame. O să fac și eu această secțiune ca să scăp de ea, ok? Cât o lăs aici să-și facă treaba, între timp o să vă arăt mai retrage. Avem 21.000, nu știu dacă se poate vedea. În fin. Și dăm Windrow 20, am aici tot adăugat și dau random now. Dacă sunt sigur, yes, tot a fost cu succes, ne zice că durează până la 3 zile lucrătoare până ajunge plata. În general, toate plățile care le-am primit cu acest proiect și-au făcut treaba, sincer, de minune și ne-am întâmpinat nicio problemă. Asta mi se pare un proiect foarte bun, foarte multe retrageri. Gândiți-vă că prima dată am folosit-o pe 1 martie, deci a trecut ceva timp de când o folosesc și sunt retrageri. Dacă retrag o dată la 3 zile, 2 dolari, iese foarte bine din punctul meu de vedere, dar e foarte important să folosiți și voi aplicația cât mai des posibil ca să puteți face acești bani. Bun, o să vă las link-ul și la în descriere. Deja am făcut primul nostru reclamă, se învârte roata. Una mână câștigăm și puncte și chestii de astea, dar avem nevoie să adunăm măcar 7. Așa că cel mai bine, n-are sens să pierdem acum timp și revin după. După ce o să activați contul, o să aveți posibilitatea să retrageți toate câștigurile în PayPal. O să vă arăt și care o să fie minimul. Și nu uitați de cod de invitație la adăugați, pentru că vă ajută destul de mult, că vă ajută jumate din drum să ajungeți la minimul vostru de retragere. Bun, cum puteți vedea, aici am niște monezi. Aici o să ai o secțiune unde adaugi cod de invitație, intri aici practic și o să ai activează. Dar în prima fază adăugați codul, enter invit code, introduce codul, practic pui codul și ai primit cele 1800 de monezi. Avantajul care ar mai fi, pentru fiecare persoană care o inviți, mai primești 300 de monede. Deci e posibil să faci minimul de retrageri doar invitând câteva persoane și activându-ți contul. Deci eu consider că este un avantaj destul de mare. Jocurile lucrurile sunt destul de interesante, le-am jucat și eu, chiar mi se par drăguțe. Sunt șanse unor când câștigi, șanse când pierzi, trebuie să reții treaba asta, ai niște cupe, cu cât crești mai mult în cupe, victorii, să zicem așa, tu practic devii în gen cel mai bun, care e un lucru foarte bun. Plus că aici mai e o roată norocului care mai poți prinde diverse monezi, care le poți și converti. Uite, exemplu, dacă tu ai nevoie de monezi, aici doar se pot cumpăra pentru 305 dolari și tot așa mai departe. Bun, jocul este simplu. Intri pe un joc, totul se fac cu persoane care nu le cunoști, poți face și cu prietenii, doar trebuie să îi inviți în acest joc și practic poți face meciuri cu ei și poți să le iei banii lor sau tot așa mai departe. Jocul ăsta este super interesant pentru că este și moca, toate sunt moca de pe acest proiect. Ok, practic trebuie să elimin cât mai multe, practic să depășesc scorul prietenilor tău. Vedeți că scorul meu este 50 ceva, ăla lui este o leacă ceva mai micuț. Trebuie să fii atent la bombe și tot așa mai departe. Hai să vedem dacă pot să bat scorul ăsta, foarte important, de fiecare dată când pierzi, practic pierzi teren comparativ cu el și am pierdut teren. Și ai și un timp care îți expiră, tu practic reușești să elimini mai multe cât reușești să-ți crești scorul
Și de data asta am avut noroc să câștig eu, am câștigat și ceva puncte. Perfect. Și aici o să-mi crească, bineînțeles, scorul. Am 27 de trofee adunate și tot așa mai departe. Când completezi această secțiune până la 100%, tu practic o să mai primești niște monezi, care mi se pare și asta ok. Și mai sunt niște cufere care le poți deschide la anumite ore, care e un joc super ușor. Și ai foarte multe opțiuni de jocuri care poți să alegi, care consider că sunt cele mai ok pentru tine. Să zicem că vrei să retragi, de aici un scrie PayPal, ai mai multe moduri, PayPal, Payeer, Gcash, Dana, TapX. Dacă vrei să retragi în Payeer, trebuie să ai minim 3000 de monezi. Gândiți-vă că dacă voi primeți 1800 doar din prima, doar făcând treaba asta, doar să adaugi un cod de invitație, și dacă mai inviți și niște persoane, practic dacă reușești să inviți 15 persoane, deja ai făcut minim de retragere, fără să depinzi de nimic. Și mi se pare destul de ok ca joc. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în secțiunea de întrebări. Și dacă vrei să, din câte văd aici, poți să vezi participanții care joci. Mi-ar fi plăcut să văd dacă poți să invitați prieteni. Probabil poți să joci cu persoanele care le-ai invitat. Și asta e un lucru foarte mișto. Cum treci de nivele, de exemplu, trebuie să ai minim 30 de cupe. Și poți să deblochezi alte bătălii, 1 contra 1 și tot așa mai departe. Aici mai ai niște bonusuri de luat. Practic, tu trebuie să apeși de multe ori pe ecran până ajungi la 500 și deblochezi un anumit premiu. Care? Și asta mi se pare o chestie foarte, foarte mișto. Acolo poți să vezi cadouri deja primite. Dacă vrei să te uiți la un video, practic te ajută să ajungi mai repede. Dar și așa, apăsând foarte multe clicuri, reușești să ajungi cu siguranță super ușor să completezi această misiune care mi se pare destul de simplă.